Salutare, dragii mei clienți, în această cafenea visurilor. Nici eu nu știu ce am vrut să zic. Eu sunt Bo in a Band și bine, v-am găsit la un nou videoclip. M-am gândit la o trăznaie, am găsit în setările iPad-ului zona asta de deficiențe, de auz, de văz și chestii de genul ăsta. La secțiunea Vision, undeva la Display and Text Size, e o opțiune Color Filters și pot să o fac alb-negru. Tot ecranul iPad-ului e alb-negru și o să desenez așa, în culori. Fără să văd ce culori folosesc. E atât de deranjant deja. Ați văzut încă din titlul despre ce era vorba, așa că apăsați pe butonul de like, dar și pe cel de subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Hai să dăm drumul la clip. Nu e bună. E nefiresc să văd paleta de culori așa. No. Și stai așa că nu se termină aici, mai e și varianta asta care după ce că n-am folosit-o niciodată, e și mai confuză. De astea cu harmonii nu o să vorbesc. Ce e asta întunecat aici? Zi-mi ce e asta de aici din stânga. Astea cu value și saturation, oricum n-am cum să mă ating de ele. Dacă nu văd ce se întâmplă aici, chiar nu pot să-mi dau seama ce fac. O să stau, cred că, pe classic. Știu că nici nu mi-aduc aminte cum venea, mă. Știu că, cred că în partea asta de aici era roșu. Pe aici undeva cred că vine verde sau albastru aici în centru. Știu că albastru era mai în partea asta, altă spre mov, care trecea iar în roșu. Asta e clar saturația. Vreau să vedeți că, uitați și voi cum nu e nicio diferență de la stânga la dreapta la saturație. E liniară de la un cap la altul. Aici la brightness se mai vede un pic de diferență. Hai să încercăm să desenăm, să alegem câteva culori, să vedem ce dă domnul să iasă. Mă gândeam să desenez un fel de mare. Cred. O să ghicesc, nu știu, că ăsta de aici e albastru. Știu că albastru era undeva în zona asta, oricum. Și dacă nu e albastru. Se luminează foarte tare. E trecerea asta gigant de la foarte închis la foarte deschis aici. Și ăsta n-are cum să fie verde. Sau are cum să fie verde? O să iau o culoare așa medie, indiferent ce se întâmplă cu ea. Și o să pun câteva straturi totuși, să vedem cum dă domnul să iasă treaba asta. Le pun și cu transparență, că eu sunt mare bosalău. Aici, cred că e galben. N-are cum, e foarte deschis, n-are cum să nu fie galben acolo. Voiam să caut un fel de portocaliu ca de plajă, așa, mai deschis, mai bejuliu, dar mi-am dat seama că... Uite, arată la fel. No, arată la fel ca prima culoare pe care am făcut-o. Cred că pot totuși să văd o mică trecere între ele. Nici nu știu ce o să fac mai departe. Cred că tot așa, cu o nuanță din asta de bleu, nu știu. Păi ia, gata cu joaca, mă. Hai, mă, că ce iese, iese, da? Presupun că am luat un albastru mai închis și o să încerc să dau niște umbre pe mare. Asta e apă ce pictez eu acum, în caz că nu v-ați dat seama. Și dacă tot e vorba de apă, vreau să mai și schimb un pic tonalitatea ei, adică o să o duc un pic de tot spre verde. O să iau niște nuanțe din astea de albastru mai verzui, nu știu ce e ăsta. Și o să încerc totuși să îl pun pe aici, pe colea. Nici nu pare că se schimbă. E numai un pic mai deschis. Cred că ar trebui să revin la albastru ăla închis. O să încerc să folosesc brush-urile astea custom, să vedem dacă obținem vreun... Nu obținem nimic mai aproape de ce voiam eu. Poate așa, nici așa. Vai, să vezi că o să mă distrugă desenul ăsta, că nu o să aibă strop de contrast în el. Hai să punem și niște culori mai închise. Îmi place foarte tare textura asta pe care am găsit-o, cu care pictez acum valurile. Păcat că n-am deloc siguranța că face ce vreau eu. Cred că o să încerc iarăși o nuanță mai... Mai... Un pic de lumină pe aici. Pe... E ok? Sper că e ok, sper din suflet că e ok. Aici în partea de jos presupun eu că am pus un fel de portocaliu. Văd că e aici în stânga sliderul. O să încerc să-l mai închid ca să dau niște tente de nisip cu o textură foarte grunjoasă. Și mai închis și poate un pic mai verzuliu, așa să încerc. Ce să încerc? Nici nu știu ce vreau să încerc. Eu vorbesc aici numai ca să umplu. Vreau să pară că nisipul acolo e ud un pic. Am impresia că am intrat un pic mai mult cu maro ăsta decât ar fi trebuit. Peste nu știu ce vreau să vorbesc. Mă doare capul că mă uit la asta. Nu pot să mă gândesc decât la cum o să arate la final. Bun, ăla-i nisip. Sper. Ceva mai deschis aici la capăt, unde se... Oh my god. Unde se fârșește valul. Asta e culoarea de bază. Asta e stratul 1 de detalii. Asta e stratul 2 de detalii. O să încerc să fac ceva asemănător cu spuma de mare. Îmi place foarte tare brașul ăsta. Cred că o să-l obsedez. Prima dată o să merg așa cu niște linii... Niște linii oarecare de la un capăt la altul al valurilor și o să încerc să fac forme din astea de spumă de apă. Nu știu exact ce forme sunt astea, pentru că valurile au așa o textură din asta, nu știu, vin așa. Pur și simplu arată așa, astea sunt valuri. Sau nu arată așa, cred că nu înțelegeți ce fac eu aici. Cred că numai la mine în cap are sens. Bă,
În alb-negru arată aval. Marea mea dilemă e cum o să arate culorile la final, având în vedere că habar nu am cum e să construiesc contrast fără să văd culori. Asta cred că e de fapt un exercițiu foarte important de desen, să înveți să pui valori de lumină fără să vezi culorile și să te concentrezi doar pe contrastul dintre lumină și lumină. Contrastul dintre lumină și întuneric, vreau să zic. Haulă, nu știu ce fac, mai arată mare măcar. Hai că umplu deja cu prea multe detalii și nu o să mai am răbdare să le mai fac și în partea asta. Aici deja văd că am învățat să le fac mai sumar. Cred că m-am obișnuit aici la prima asta cu formele pe care trebuie să le desenez. Ceva în felul ăsta și cu un braș mai, nu atât de subțire. Un pic de tot mai subțire decât cel original. Facem cercuri din asta. Mare are cercuri. Un ultim strat de chestii de genul ăsta ar trebui să fie aici la marginea asta, care sper din suflet că-i unde trebuie, pentru că eu nu o văd deloc pe desenul ăsta. Și cred că o să mai fac câteva mini vălurețe din astea în față așa, care se pierd către către nisip. Am eu o presimțire că treaba asta de deasupra e foarte albă și intenția mea nu e să fie alb totul acolo. Intenția mea e să fie un pic așa transparent, ca să mai dau încă un layer de alb pur cu o textură mai spumantă, cel puțin. Adică o să merg așa pe buza fiecărui val din ăsta și o să încerc să creez un fel de textură de spumă, atât de bine pe cât mă pricep să fac asta. Asta chiar mi se pare că încheagă destul de bine vârful dealului, era să zic, vârful valurilor ăstora. Și aici, cu cât ne apropiem mai mult de plajă, cu atât o să pun din ce în ce mai puține spume. Și bineînțeles, am întrebat 100 de români ce îi lipsește desenului ăsta. Iar răspunsul de pe locul 1 e stropi. Am eu un braș pe aici care se numește chiar strop de apă. L-am mai folosit să fac ploaie, l-am folosit să fac stropi. S-ar putea să funcționeze destul de bine pentru ce am eu nevoie aici. Așa că cu alb, cu un braș și mai mic și mai mare, o să merg așa peste tot, în special pe la marginea valurilor, și o să fac foarte mult strop de apă. O să fac poate și câțiva mai mari așa peste tot. De ce ar fi strop mai mare? Stai că n-are niciun sens, că nu e ca și cum ar fi mai aproape de cameră, că n-au cum să fie mai aproape de cameră. Posibil ca nici ăștia la dimensiunea asta atât de mică să nu se vadă de la distanța asta față de mare. Dar e desenul meu și fac ce vreau pe el, ok? Nu știu ce să-i mai fac, uite cum arată. Bine, nu că arată rău, habar n-am, pentru desen alb-negru cred că e în regulă. Nu-mi dau seama cum ar arăta color. Mai sunt câteva chestii, mici detalii pe aici care nu-mi plac, o să mai șterg din bulele astea care sunt prea mari. Cred că o să încerc să fac oare... poate niște bărcuțe văzute de sus. Chiar nu știu ce culoare să iau. Cred că pe aici e un fel de oranj. O să iau un oranj foarte deschis. Și trebuie să le mai dau ceva culoare, chiar n-au cum să rămână așa. Hai să le facem culori diferite ca să devină mai interesant. O să iau un roșu foarte închis, care o să-l folosesc la bărcuța asta. Vai, cât e de închis. Cred că ar trebui și mai închis ca să facem camera, cabana asta unde stă oricine ar sta în barcă. Pe asta o să-l fac galben. Sper că ăsta e galben. Eu sunt foarte pretențios la galbenuri. Dacă nu e exact nuanța aia de galben pe care mi-o doresc. Poate mai mare așa. Hai să-i facem ăsta, să o acoperim așa cu totul până acolo. Cum ar fi? Și la asta hai să-i trântim un motor așa în spate. Ăla e motorul bărcii. Era să zic că a dispărut jumătatea de asta când am văzut așa. Uite, ăla trebuie să fie galben. Uite, e la același nivel de contrast cu marea. Pe asta vreau să o facem mov. N-am folosit deloc mov în lucrarea asta. O să o iau pe ghicite. Ăsta e movul nostru cu care o să lucrăm. Poate asta o să aibă așa o chestie aici în stânga. Vreau să aibă un pic de dinamică între ele, să nu fie toate la fel. Mamă, dar asta arată groaznic. Nu sunt așa bărcile, mă. Dacă nu există bărci, așa acum o să fie. Aș fi vrut să încercăm o nuanță de alb sau foarte aproape de alb. Facem poate o chestie din fiecare barcă, foarte subțire, așa poate niște antene. Nu știu de ce ar trebui să fie niște antene pe bărci, dar poate e un pic mai dinamic dacă facem așa. Stegulețe. Asta e mai mic aici, trebuie să aibă stegulețul mai sus și alte câteva antene în spate aici. Nu știu, vreau doar să umplu timpul ca să treacă clipul de 10 minute. Hai să punem o umbră sub fiecare bărcuță. De fapt, două umbre o să punem sub fiecare bărcuță. Luăm un albastru mai închis. Mult mai închis decât tot ce e pe lângă. Facem repede umbre în jurul bărcuțelelor noastre, dar niște umbre foarte subtile. Iar mai apoi o să vin cu niște umbre mai dure, ca să dea impresia că chiar fac o umbră pe suprafața netă de apei. Hai să-i dăm un pic de atenție și plajei. Neapărat o facem așa. Luăm un portocaliu foarte închis. Vreau să dăm impresia că pe aici a trecut un ATV sau o mașină. Prin apă. Dar nu mă, că-s nerealist de distanțate roțile. Trebuie să le fac apropiate.
ca cum ar fi în realitate. Nu mă las așa, trebuie să le pun și niște lumini pe ele neapărat. Cam așa eu cred că e în regulă. Cel puțin în alb-negru arată de parcă-s două dâre de roți. Ce altceva să-i mai facem? Vreau să-i pun o lumină foarte puternică undeva. O să iau ceva portocaliu roșiatic tot din zona asta. O să pun layerul pe modul add, care o să-mi creeze efectul, care o să-mi creeze efectul ăsta cum că pun lumină reală peste cadru. O să fie o lumină caldă foarte plăcută, atâta timp cât nuanța aia e un portocaliu. Vreau să-i dăm și o vinietă foarte albăstruie. Vreau să-i scad din opacitate, nu vreau să fie atât de dură. Și poate chiar am intrat mai mult spre centrul lucrării decât mi-aș fi dorit. O să îmi aduc logo-ul pe care o să-l pierd chiar aici în colțul ăsta, care nici nu se mai vede. Toate nuanțele alea dispar complet. Mă, din toate culorile astea sigur știu să aleg alb pur. Mama zice că a sunat ceva reclamă la detergent de vase sau la detergent de rufe. Știu să aleg albul pur. O să dau zoom pe logo și cu brașul cam la dimensiunea asta am să mă semnez. Bun, băieți, fete, urmăritori, canguri și orice fel de alte animale se mai află printre noi, vine momentul să scoatem color blindness-ul nostru și să redevenim din nou văzători, văzători de culori. O să mă întorc în setări, accesibilitate, display și mărimea textului, filtrul de culori și am să-l dezactivez. Ah. Ce bine se simte la ochi. Bun, sunteți gata? Că eu nu prea. Oh my god, vai, bă, dar cum arată. Bă, chiar e reușită. Atâta, nu-mi place zona asta de aici cu lumina de pe bărcile astea. Și bărcile sunt foarte saturate, dar lăsând asta la o parte, chiar îmi place. Mă, nu mă așteptam la asta. Un pic cam dură tranziția asta între albastru și verzuliul ăla, e mai verzuliu decât aș fi vrut să fie. Îmi place foarte tare aici. Pentru o lucrare în care n-am văzut culori, eu zic că e în regulă, dar nu mi-a stat deloc în fire dacă n-aș încerca să o mai rectific un pic aici colo. Spre exemplu, asta poate îi schimb blending mode-ul. Da, cred că trebuia să fie un pic mai intensă lumina aia de acolo. Oricum, e drăguț chiar și așa cum e. Poate mai pun un pic de lumină de-astea pe aici. Arată tare bine. Atâta să ne mulțumim rău de tot de valurile astea de aici de aproape. Spuma asta e incredibil de dură pentru o spumă care e menită să fie chiar în locul în care se întâlnește marea cu sarea, marea cu nisipul. Dar îmi place foarte tare că e super vividă toată lucrarea. Nici dacă voiam, nici dacă vedeam culorile, nu îmi ieșea așa. O să vă las aici lucrarea originală ca să nu vedeți doar filmarea aia de sus, să vedeți chiar desenul așa cum a ieșit el. Vă mulțumesc super mega mult de vizionare. Trebuie să mulțumesc ca de obicei membrilor mei care mă susțin lunar. Robert Timr, Luca Lac și Dinache Gamerul, dar și celorlalți care rulează aici chiar peste desenul meu. Vă mulțumesc super mult, dar la fel de mult vă mulțumesc și vouă, celor care vă uitați, care mă susțineți cu like-uri, cu subscribe-uri, cu share-uri și toate chestiile astea fabuloase. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, însă pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine. Ce groaznic îmi stă părul.